În acest weekend a avut loc turneul internațional al României, care s-a desfășurat la București, unde județul Mehedinți a fost reprezentat de către Popescu Silviana, care a obținut medalia de bronz, făcând o mândră pe antrenoarea ei, Elena Mijache. Luptele libere ocupă locul 5 într-un clasament al contribuției sporturilor la zestrea olimpică a țării noastre, iar în ultimii ani la rampă au ieșit și fetele. Popescu Silviana reprezintă cu mândrie Clubul Sportiv Municipal Trobeta Turnu Severin, care ne demonstrează că se poate face performanță. Antrenoarea Mijache Elena este mândră de elevele sale și astfel de rezultate sunt răsplata muncii sale. Aceasta spune că secretul performanței este experiența. De această dată vorbim despre turneul internațional al României, unde Popescu Silviana a obținut medalia de bronz. Participa la cea de-a treia competiție din acest an a sportivei Popescu Silviana. Ea a obținut medalia de bronz la turneul internațional al României. A disputat meciuri foarte grele, a câștigat meciul cu Bulgăroaica, a pierdut meciul cu Spanioloaica, s-a luptat în recalificări, a câștigat recalificările, iar s-a luptat pentru medalia de bronz, pentru 3-5 cu Republica Moldova, aceasta câștigând medalia de bronz. Am avut onoarea să-i stau la colț, deoarece în mod normal stă antrenorul de lot național, acesta mi-a permis să stau la finala sportivei noastre și vreau să spun că sunt mândră și mă bucur pentru reușitele ei. Este cea de-a treia medalie la a treia competiție a ei și sperăm că următoarea va fi clar cu medalie, pentru că urmează campionatul european. Sportivele de la lupte libere și-au confirmat din nou valoarea la ultimele competiții din țară, punând Mehedințiul pe hartă în ceea ce privește acest domeniu.